Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel să știți că suntem internaționali când vine vorba de infracțiuni. Știți de fapt. Nu noi Deșteptarea, ci noi așa, ca națiune. Viceprimarul unei comune din Cara Severin a fost arestat de Interpol, fiind căutat pentru o fraudă de aproape $1 milion în Statele Unite. Bun! Dar este o super poveste aici. Deci l-au asaltat cu Interpolul. El fugise de sub supravegherea judiciară din state. Adică fusese arestat. În 2014 fusese arestat. Într-un dosar, într-un caz ăsta de fraudă și eliberat, condiționat în vederea procesului. Și iată ce scrie biroul procurorului general din Louisiana pe anunțul de persoană căutată. Are poză cu Wanted by US Marshals. Înțelegeți, are poză. Male, white, Romanian și așa mai departe. 170 de livre. Deci împărțit la 2, cât înseamnă? 85 de kilograme. Da. Bun. Și așa mai departe, descrierea. Istoricul penal al lui Dorin Racu, îl cheamă, este format din furt de identitate, deținere de bunuri furate, fals, spălare de bani și opunere de rezistență în fața unui ofițer. Deci domnul viceprimar, fost cred, este acuzat că a păcălit și fraudat sute de victime din Louisiana și alte state americane cu aproape $1 milion printr-o metodă care era foarte populară printre infractorii români în urmă cu vreo 10-15 ani. Vânzări false pe eBay sau pe Craigslist. Păcălele pe eBay, pe Craigslist. Într-o vreme a fost țepe, că tot am vorbit de ele. Țepe, da. Aveam și un liceu. Ce aveai tu în liceu? Colegi care se jucau cu de-astea, vindeau nimic. Oale, tot felul, da, vindeau nimic și le trimiteau unii bani și ăștia îi strângeau. Era fascinant. Dar nu mă pricepeam. Aveai și cont pe eBay, dar îți pierduse-și parola. Puneau pe eBay vaze. Adică puneau niște poze cu vaze. Vaze. Așa. Știi? Băi, da. Ceva incredibil aia cu apa, aerul și fraierul. Și oamenii trimiteau... Apa, aerul și fraierul, erau... Asta e o fraudă, nu e... Sigur. Fraierul. Oamenii aveau încredere... Dar ăștia aveau foarte mare încredere, că ăștia făceau foarte mulți bani. Erau vreo 2-3 copii, altfel geniali, au ajuns bine. Haitiști. Serios. Dar atunci era și un Eldorado. Vorbim, acțiunea se petrece la finele anilor 90. Da, prin 2000-2010, perioada aia a fost perioada de glorie. Da, au bubuit. Era unde era, să nu mă înșel, să nu spun vreo prostie, dar era un centru, apăruseră reportaje undeva, Râmnicu Vâlcea sau în partea aia. Acolo a fost ceva, da, Silicon Valley 2. Așa, Silicon Acolo Valley 15. Interlop. Da. Da, în care făceau ăștia $10,000 lună din șmecherii de genul ăsta. Și într-o vreme, dacă aveai cont de eBay, nu puteai să cumperi din România. A fost o perioadă în care a fost blocată România, pentru că erau... De ce oare? Da, erau atât. Bun. Ok. Deci asta e. Deci domnul Racu a fost prins, eliberat, condiționat și a șters-o în țară după afacerea lui. În 2014 s-a întâmplat. Deci probabil că pe la începutul anilor 2010. Uh-huh. Și a venit în țară și s-a făcut viceprimarul. S-a ales în 2020. A venit în țara unde îl protejează legea. Bă, te întrebi... Practic. Adică te întrebi... Fugi de justiție, de oricare justiție, nu știu, da, justiția americană e totuși puternică, are resurse, caută fugitivi. E lege de aia cu mâna lungă, cum se zice. Adică, na, că fugi de legea din Burkina Faso, poate e una. Da, totuși ai fugit de sub supraveghere în America și într-o țară europeană. Nu ai fugit în Africa sau pe undeva. Și ce faci? În loc să te dai la fund, să stai cu minte sau nu știu ce, te gândești ce pot eu să fac ca să ies în evidență. Mă fac viceprimar. Și s-a ales, îți dai seama, e 2020, s-a ales el viceprimar. Dar eu mă gândesc la americanii aia, știi? La procurori, când l-au identificat, l-au găsit. Ce e ăsta, mă? E scrocul. Ăsta e scrocul. Ce face el, mă? E primar, mă, n-are ce treabă. E primar într-un sat din undeva, prin România. Băi, incredibil. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.